Centrul de îngrijire Luxab a fost înființat în urmă cu 7 ani, având pe atunci mai multe sedii. Astăzi, căminul funcționează într-o singură clădire în centrul Bucureștiului, un sediu modern care a permis și îmbunătățirea serviciilor oferite. Centrul asigură îngrijirea și recuperarea fizică a vârstnicilor, dar poate cel mai important serviciu pe care seniorii îl primesc aici este grija față de suflet. Bunicii sunt ajutați la centru să descopere frumusețea senectuții. În România, viziunea asupra căminelor de bătrâni este total diferită față de cea din Occident. De ce spun asta? În Occident, vârstnicii aleg din proprie inițiativă, ba chiar se pregătesc din timpul vieții, să meargă într-un cămin de bătrâni. Sunt perfect sănătoși, sunt autonomi, poate au nevoie doar să fie asistați. Dar ei știu că mergând acolo vor socializa, vor avea alte persoane asemănătoare ca și condiție, vor întreprinde fel de fel de activități specifice vârstei lor, e oarecum o bucurie. Asta înseamnă a ieși la pensie în străinătate. În România, dacă starea de sănătate este una bună, sau nu extraordinar de bună, dar suficient de în regulă, astfel încât să se poată autogospodări acasă, oamenii nu vin. Pentru că au impresia că ba e prea scump, ba mergem la cămin și ce facem acolo? Stăm într-un pat? Oamenii nu cunosc ce se întâmplă cu adevărat într-un centru dedicat persoanelor vârstnice. De asta încercăm să venim în față cu toate activitățile ce se desfășoară aici. De asta încercăm să invităm cât mai multe persoane să vadă despre ce este vorba. De asta facem fel de fel de promovări cu beneficiarii deja existenți în centru. Din păcate, mulți dintre ei ajung cumva cam târziu pentru a se bucura cu adevărat de tot ceea ce noi putem oferi. Vin doar pentru a li se oferi servicii medicale. Scopul nostru este de a oferi o viață cât mai frumoasă, decentă, în condiții bune, în care toți vârstnicii ar trebui să trăiască.